Ne salutăm și noi, Maricel. Sunt manager de inovare al al acestui proiect, cu ajutorul căruia noi am dezvoltat un software Margo. Cum poate un antreprenor cu resurse limitate, cu angajați puțini și de regulă acești angajați sunt implicați în foarte multe procese, fiind puțini, ei trebuie să facă multe lucruri, ei trebuie să rezolve problemele operaționale care aduc direct profit în firmă, care aduc direct acele venituri, task-urile care trebuie să le facă și mai puțin timp au ca să găsească timp pentru a inova ceva nou, pentru a dezvolta soluții noi. Competiția de ziua de astăzi este atât de dinamică și atât de rapidă, încât mulți antreprenori care deja au digitalizat cât de cât companiile, deja și-au dat seama că, de fapt, asta este unul din drumurile pe care ar trebui să le facă ca să se ridice în sus și să poată să ducă compania în direcție corectă. Asta este unul din răspunsuri care ar putea să rezolve problemele, companiilor ca să rămână pe piață, pentru că ziua de astăzi deja discutăm despre întrebarea dacă rămâi sau nu pe piață. Pentru că digitalizarea începe să devină ceva care este obligatoriu și inevitabil. Și cu toți trebuie să înțelegem și să recunoaștem acest lucru. Tocmai din aceste motive, noi considerăm că primul lucru care trebuie să-l facă un antreprenor este să conștientizeze faptul că e nevoie să digitalizeze compania și să-și dorească lucrul ăsta. Mulți din ei nu au timpul necesar și atenția pe care să o aloce acestui fenomen și să înțeleagă că trebuie să aloce resurse atât umane cât și resurse financiare ca să digitalizeze compania. Care sunt primii pași? Primii pași, cum am zis mai devreme, este conștientizarea și dorința. Următorul pas ar fi alegerea soluției potrivite. Cum trebuie să o facem? E o întrebare destul de dificilă. Pentru că noi, inițial, ceva timp în urmă, am început să căutăm și să implementăm în companiile noastre anumite soluții. Unele din ele făceau anumite lucruri, altele alte lucruri. Și tot așa, pe rând, am integrat câteva soluții software, cu ajutorul cărora noi am început să vedem că lucrurile au început să prospere, să se ordoneze mai bine, să crească. După care a apărut, așa zis, un fenomen, mai vreau și să facă și asta, mai vreau să facă și asta, am înțeles că poate să facă asta și ar fi vrut să facă și asta, și am început să căutăm alte soluții care să rezolve aceste probleme. Dar până atunci am uitat să vă zic că o soluție potrivită este acea soluție care în primul rând îți place ție ca antreprenor. Ea trebuie să-i placă atât ție, echipei tale, pentru compania ta să fie dedicată, să se potrivească ei, ar trebui să îi placă, nu în ultimul rând, și foarte important, și clienților tăi. Pentru că ei sunt acei care aduc profitul și valoarea adăugată companiei tale. E greu să facem identificarea unei soluții. Astăzi pe piață sunt o multitudine de soluții, ERP-uri, CRM-uri, tot felul de aplicații care oferă multe facilități, atât dezvoltate în România, cât și din import din străinătate. Cel mai mare cost de implementare a unui software într-o companie este cu totul altul. Este timpul și echipa pe care tu o aloci ca să învețe cum folosește software, ca să poată să opereze în el. Unei companii mici și mijlocii
3, 4, 5, 10, 15 angajați, este greu să facă o implementare de software și de a digitaliza compania. Dar totuși trebuie făcută. Asta e soluția care noi o propunem. Și acum voi încerca să vă prezint softul Marco printr-o exemplificare a anumitor fenomene care ne înconjoară pe noi în viața de zi cu zi și în business-ul nostru. Oamenii sunt prima resursă pe care noi o avem. Suntem noi, echipa noastră, angajații, clienții, partenerii. Și, în primul rând, noi am hotărât să organizăm și să gestionăm aceste contacte. Așa am numit primul modul care a adus funcționalități în principal simple, dar atât de multe beneficii le aduc în timp, noi am făcut cumva și am luat și am integrat în acest software acele elemente principale care sunt strict necesare pentru a face activitățile de zi cu zi. Alte funcționalități acestui modul este sursa, de unde noi am obținut acest contact, dorește sau nu dorește să primească de la noi newsletter-e. Și aici avem o funcționalitate care zice frecvența lor, am mai văzut-o și în altă parte. Avem încă o funcționalitate care zice repaus. Omul poate să-și seteze și să zică, domnule, îmi trimiți newsletter-ul peste un an. Pentru că acum, ca exemplu, sunt la temelie, îmi construiesc casa. Pentru pierdere o să am nevoie probabil peste un an jumate și își bifează. Doresc ca peste un an să încep să primesc informații despre serviciile și produsele tale. Managementul corespondenței este foarte interesant și follow-up-ul ca să știm cine, ce a vorbit, ce a promis și ce e de făcut. Un singur modul contact rezolvă 56% din situații și din probleme. Deci poți să-l ai numai acest modul și pur și simplu deja tu vei ști cu cine ai discutat, ce ai discutat, cum ai discutat, ce ai ofertat, ce document, ce contracte are. Deja lucrurile încep să funcționeze. Să funcționeze așa ca să fie opozabile, să poată stânga să vadă ce face dreapta. Organizație. Un modul în oglindă. Noi acum am discutat de oameni. Acești oameni, mulți din ei sunt integrați în anumite organizații. La început, modulul s-a numit întreprinderi, din cauza asta și am pus în paranteză. Pentru că era vorba despre întreprinderi, despre SRL-uri sau parteneri, furnizori, dar s-a dovedit că trebuie să interacționăm și cu autorități, cu Camera de Comerț, cu primăria, cu agenția nu știu care, și am găsit un cuvânt care poate să le întrunească pe toate și am zis organizație. Este o bibliotecă care se actualizează continuu cu toate datele acestor organizații și software-ul așa este gândit ca indiferent câte companii are, biblioteca de organizație este comună. Am propus un sistem automat de generare a conturilor contabile analitice care poate să funcționeze atât automat cât și manual. Adică dacă se vrea, cum zic, și poate să se vrea, pentru că multe companii acum folosesc fonduri europene și de regulă atunci când investițiile sunt din zona aia, se cere ca codul analitic să aibă o anumită denumire. Trecem de pe automat pe manual și generăm codul care îl cere MySmith. În ziua de azi, majoritatea IMM-urilor din România cu puține angajați, în principiu, sunt în zona de servicii. Zona de servicii, când ei fac lucrări, noi le-am numit proiecte. Și managementul acestor proiecte este una din componentele principale al softului Margo. Atunci când noi începem procesele,
și ele se generează în funcție de fiecare business în parte. Se generează dinamic, se stabilesc etapele fiecărui proiect în funcție de procesele de business care le avem. Construim case, facem mobilă, facem partea electrică, facem servicii de transport. Datele proiectului este clar, echipa, formăm echipa de proiect, vă aduceți aminte de la contacte. Aceste etape ale proiectului pot să fie multe. În primul rând, propunem să comunicăm în cadrul echipei în același sistem. Și el și generează follow-up-ul. Ce am vorbit cu clientul, ce am vorbit între noi pentru clientul ăla, ce ne-am înțeles. Noi n-am inventat a doua răbată. Noi pur și simplu am asamblat-o altfel. Am asamblat-o așa ca să poată și am mai pus în coroată și să poată orice IMM-ist să se urce pe ea și să meargă de aici și până acolo. Dar să meargă mai repede, mai precis.